Salutare, dragilor! Astăzi discutăm despre 6 motive să cumpere o motocicletă second hand și nu una nouă. Hai să-i dăm drumul! Bun. Primul motiv pentru care aș face această alegere este acela că orice defect de fabricație va fi rezolvat până ca motocicleta să ajungă la tine. Va fi practic rezolvat de primul proprietar. De exemplu, atunci când a apărut KTM 790 Adventure, foarte multă lume s-a înghesuit să o cumpere, iar la câteva luni s-a descoperit că sunt ceva probleme la sistemul de frânare. Și, na, în general, ca motociclist, cam tind să folosești frânele la motocicletă. Sper. Nu știu, zic. Bun, ideea e că cei de la KTM au rechemat motocicletele respective, au rezolvat problema, iar în prezent, dacă vrei să cumperi un KTM 790, este foarte, foarte probabil ca primul proprietar să fie adresat deja aceste probleme și să le fi rezolvat pe banii celor de la KTM. Sper. În fine, bun, cam asta ar fi ideea de bază din spatele motivului numărul 1. Hai să trecem acum la motivul numărul 2. Motivul numărul 2 este acela că dacă strici o motocicletă nouă, senzația este la fel de faină ca atunci când ți-ai da cu Tesla în coaie. Sau poate mai rău. Bun, iar aici nu mă refer doar la accidente și sunt multe, multe, multe alte situații faine în care îți poți strica motocicleta destul de nasol. De exemplu, poate să vină cineva în parcare să-ți o lovească sau să-ți o împingă pe jos intenționat, că mai sunt și astfel de oameni. Da. Așa, poți să o scapi chiar tu în parcare și, de ce nu, poți să-ți o dea chiar vântul jos. Și multe alte momente de-astea vesele din viața unui motociclist. Iar aici pot să vă dau un exemplu personal, când am cărat o motocicletă la circuit cu platforma și, bineînțeles, că a căzut pe jos. Da. În fine, am rămas cu ceva sechele de atunci și m-am bucurat foarte mult în momentul respectiv că motocicleta nu era nouă, pentru că dacă ar fi fost nouă, probabil ajungeam la urgențe, cu un atac de cord sau cu vreun vas explodat în cap. Bun, hai să trecem la motivul numărul 3. Iar aici vreau să adresez faptul că la o motocicletă nouă trebuie să te duci mereu la un service autorizat de ei sau chiar la serviciul reprezentanței, asta dacă vrei să-ți păstrezi garanția. E destul de nasol, pentru că de cele mai multe ori, dacă te duci la un service de genul, va fi foarte, foarte costisitor. Inclusiv pentru un schimb de ulei sau un schimb de filtre și, nu știu, bujii sau chestii de genul, te va costa destul de mult. Iar astea sunt operațiuni destul de simple pe care ai putea să le faci foarte, foarte ușor acasă. În fine, hai să trecem la motivul numărul 4, care cumva se leagă de motivul numărul 3, și anume faptul că o motocicletă SH va fi mult mai ușor de reparat. Vei găsi mult mai mulți mecanici care s-au întâlnit cu acel model și care știu să ți-o repare. Și bineînțeles, o să găsești și foarte multe clipuri pe YouTube cu tot felul de tutoriale care te ajută să-ți repari sau să-ți întreții motocicleta la tine acasă, ceea ce e destul de ieftin și foarte avantajos pentru tine. Ok, și acum vreau să trec la motivul numărul 5, care este ceva mai apropiat de mine, și anume este mult mai ecologic să prelungești viața unei motociclete care există deja pe piață decât să produci una nouă. Recent a fost făcut un studiu în Japonia de către niște oameni foarte, foarte deștepți și din studiul respectiv a ieșit faptul că este foarte ecologic să prelungești viața atât a autovehiculor existente cât și a motocicletelor. Așa că dacă îți pasă de natură, de mediu și de planeta pe care trăim, ia-ți o motocicletă second hand. E mult mai eco-friendly. Bun, și acum trecem la ultimul motiv de pe această listă, motivul numărul 6, costuri. Iar lucrul acesta cred că este cel mai apropiat de inima voastră, inima de român, pentru că noi în România nu avem foarte, foarte mulți bani de dat pe hobby-uri și pasiuni, pentru că îi dăm pentru a trăi. Că, na, așa e țara asta superbă. O motocicletă second hand este mult mai ieftină oricum ai alege, deoarece și motocicletele, la fel ca mașinile, se devalorizează în timp. Așa că dacă o motocicletă costă acum 9-10.000 de euro, să zicem, peste câțiva ani va costa 3-4.000 de euro, poate 5.000 dacă a fost super, super bine întreținută. Dar oricum va costa cel puțin la jumătate din prețul ei de achiziție inițial. Iar lucrul ăsta este benefic, mai ales dacă trăiești în România, unde știm și noi cam cum se trăiește pe aici. Oricum ai alege, clar e mult mai ieftin să-ți iei o motocicletă second hand decât una nouă. Cu asta am terminat, cam asta ar fi clipul de astăzi. Foarte pe repede înainte, n-am vrut să vă pierd timpul, sper că v-a plăcut. Însă, vreau să îmi ziceți și voi în comentarii ce părere aveți despre chestia asta. Voi v-ați cumpăra o motocicletă second hand sau una nouă? Eu o să fac în curând un clip și cu 6 motive pentru care să-ți cumpere o motocicletă nouă, bineînțeles, de ce nu, pentru ăia dintre voi care aveți bani. Make it rain, în fine. Da, nu știu. Am zis, sunt oameni care cumpără în România motociclete noi și eu aș cumpăra dacă aș avea bani. Există suficiente motive pentru care să cumpere o motocicletă nouă, clar. Dar nu.
chestia asta necesită și ceva finanțe. Sunt curios dacă voi asta 10.000, 15.000 de euro pe o motocicletă nouă. E un preț destul de mare. Într-adevăr, sunt și motociclete noi mai ieftine, însă de capacitate cilindrică mai mică sau cu performanțe mai mici. Așa că lăsați un comentariu mai jos, spuneți-mi un pic părerea voastră. Oricum o să fac clipul ăsta cu 6 motive pentru care să-ți iei o motocicletă nouă. Chiar sunt destule motive să-ți iei o motocicletă nouă. În fine, gata. Asta ar fi pe ziua de astăzi. Nu uita să te abonezi dacă ți-a plăcut clipul ăsta și până data viitoare, dă-i tare. Pa! Bun, iar acum pentru aia care chiar au stat până la final, vreau să vă zic că sunt, de fapt, două motociclete noi care costă destul de puțin și chiar sunt interesante ca și raport calitate-preț. Le-am testat deja, sunt clipuri pe canal cu ele. Este vorba de KTM 390 Adventure și Royal Enfield Himalayan. Sunt două motociclete destul de interesante, iar dacă vreți să vedeți cam cum sunt ele și ce părere am avut eu despre aceste motociclete, o să las niște link-uri în descriere. Gata, pa! Data asta pe bune. Ciao!